Vă salut, fraților! Bă, nu știu de voi, dar eu când eram în liceu n-am avut prea mulți colegi normal la cap. Erau câțiva care erau mai liniștiți așa și cu care mai stăteam și eu, dar cam trei sferturi din clasă erau zăpăciți rău de tot. Dacă aveam oră cu un profesor mai de treabă care nu prea zicea nimic, mai tot timpul se găsea câte unul care să arunce câte un pix în cineva, să se prefacă că se bășește sau după caz chiar să se bășească, să limite pe profesor sau să-i mai arunce câte o vorbă de dulce mai subtil așa. Țin minte că eram odată la o oră și aveam un profesor mai liniștit așa, dar pe care podoaba lui capilar l-a părăsit de ceva timp. În sensul că mai avea câteva fire de păr așa pe lateral, dar pe mijlocul capului avea autostradă omul. Și evident că tot timpul când intra în clasă, unii colegi mai comentau de el că nu se puteau abține. Oh, dar ce s-a luminat în clasă! Bună ziua, domn profesor! Sau altul zicea, bă, oare proful când se spală pe față știe unde să se oprească? Mă, și glume din astea erau aproape la fiecare oră cu ăsta. Țin minte că la un moment dat ne-a scris el pe tablă niște chestii pe care noi trebuia să le copiem pe caiete și omul stătea în picioare cu ochii în pământ așa și aștepta să terminăm de scris. Problema era că el stătea cumva fix în fața tablei și noi nu prea vedeam ce scrie acolo. Și fiindcă nimeni nu-i zicea să se dea la o parte sau ceva, se trezește la un moment dat un coleg de-al meu, Grigore, care stătea mai în spate să zică deodată cu voce tare: „Ei, Chelios, dă-te o leacă!” Bă, și mă uit eu la ăsta și-l văd că bag ochii în caiet deodată, simt că nu se aștepta nici el să se audă așa tare. După mă uit la prof și ăsta nimic, n-a schițat niciun gest. Cu toate că fix în momentul ăla, nu știu cum pana mea, dar se făcuse liniște în clasă și s-a auzit destul de bine, deci sigur l-a auzit și proful. Dar cred că pur și simplu s-a simțit atât de prost și, ca să nu pornească o ceartă sau ceva, s-a făcut că n-aude și, după 5 secunde, s-a dat mai într-o parte. Dar omul a încercat să fie foarte natural așa când s-a ferit, ca și cum el se plimba pe acolo, nu că l-a auzit pe Grigore. Bă, și nebunul ăsta de Grigore a mai făcut o grămadă de tâmpenii de-a lungul timpului. Țin minte că odată eram noi în pauza mare, în care 20 de minute aveam liber la distracție. Puteam să ne relaxăm după 3 ore de trudă și cunoștințe acumulate sau, dacă era nevoie, să ne facem vreo temă, că doar noi eram proști să le facem acasă când existau pauze. Mă, și Grigore ăsta, prin pauze, avea o boală să arunce cu cretă în cine apuca. Lua câte 2-3 bucăți de cretă, le rupea în bucăți mai mici și se ducea în spatele clasei ca să-și caute adversar. Mă, și când se găsea unul în fața clasei care se ia cu el, apoi începea o nebunie în clasă de nu se mai înțelegea omul cu persoana. Țipete, urlete, creta aruncată peste tot. Grigore striga: „Bă, nu te mai da, mă, după catedră, fătălăule, stai la bătaie!” Celălalt: „Stai, mă, cum mi-ai dat în ochi, boule, îmi lăcrimează ochiul, nu mai da!” Noi ăștia cărora ne mai păsa cât de cât de școală, stăteam în bănci, încercam să ne mai facem câte o temă, dar ce vorbești, frate, că în hărmălaia aia numai teme nu puteam face. Unul țipa: „Hai, mă, bulangiule, ieși la bătaie, ieși de sub catedră!” Celălalt: „Bă, mi-ai dat în ochi și mă doare, nu înțelegi?” Zbura creta aia pe la urechile noastre de ziceai că-s gloanțe. Nici acum nu știu cum reușeam să scriu, că în 90% din timp eram cu ochii la ăștia, ca să nu mă trezesc că începe și mie să-mi lăcrimeze vreun ochi după ce mi-au vreo cretă din aia mufarină. Mă, și țin minte că la un moment dat, după ce s-au săturat ăștia să-și tot dea bucăți de cretă în cap unul altuia, ce se gândesc ei? Hai să găsim o altă victimă. Doar că ei n-au căutat în clasă cum ar fi de așteptat. Zice Grigore: „Mă, hai să deschidem geamul și să aruncăm un oameni de pe stradă.” Cred că în capul lor era: „Bă, noi suntem la etajul 3, ăia pe stradă n-au nicio șansă să ajungă la noi. Hai să dăm în ei, că doar ce se poate întâmpla.” Și deschid ăștia geamul și eu mă duc la ei, că eram curios ce le poate capul și ce prostie vor să mai facă. Mă, și începe Grigore al meu să arunce cu cretă în oamenii de pe stradă. Dă ăsta de câteva ori și la un moment dat îi zic: „Bă, Grigore, nu știu dacă e cea mai bună variantă să dai în oameni așa. Nici nu știi cum te vede unul, vine în clasă și te pune să mănânci toată creta aia.” „Lasă-mă, gabone, că nu mă văd ăștia pe mine. Știi cum îs? Ninja să mă bată mama. Când văd că se uită unul încoace, bag capul la cutie imediat ca să nu mă vadă.” Și după ce mai aruncă ăsta de câteva ori, îi zice la rivalul lui: „Bă, ochi sensibil, ia fu și mai adună niște cretă de prin clasă că a rămas fără muniție.” „Hai, mă, dar mă apuc acum să caut pe sub bănci.” „Mă, trebuie să mă rog de tine. Hai executarea.” „E, păi ce facem? Ne-am uitat gradele.” „Adu-i la șeful tău cretă mai repede că-ți umflu și celălalt ochi.” Ăsta, fiindcă știa de frică lui Grigore, imediat s-a pus în mișcare. Și după ce adună doi pumni serioși de cretă, vine și plasează lui Grigore ca ăsta să se apuce de găurit oamenii de pe stradă. Și mai aruncă Grigore de câteva ori, dar de acum începea să se termine și creta adunată de ăsta și îi se termina distracția la nebun. Bă, dar zice la un moment dat: „Mamă, hai că vine acum unul cu față de prost, îi dau la ăsta de-l zăpăcesc.” Bă, și așteaptă Grigore al meu puțin și, pac, pac, începe să-i dea lui ăla cu așa nervi de ziceai că i-a furat butelia. Mă, și după ce-i dă câteva bucăți de cretă în cap lui ăla, se ferește Grigore puțin de la geam ca să nu-l vadă și se aude de jos:
Bă, marș și dă-i lui măta cu cretă, copchil tâmpice ești. Mamă, Grigore, al meu, când a auzit asta, a văzut negru în fața ochilor. Cretă nu mai avea, așa că se întoarce la ăsta care era cu noi, dar el bea niște apă liniștit dintr-o sticlă. Bă, și nu mai-l văd pe Grigore cum ia sticla din mână lui ăsta, se duce la geam și poc, îi dă lui ăla cu sticla direct în cap. După asta strigă la el, îi dau lui măta, bă, căcatule cu ochi. Și a început să râd, așa în timp ce închidea geamul. Ăsta de lângă noi face... Bă, dar ce căcat faci, mă? Păi mi-arun sticla cu apă așa ca prostul pe geam? Eu am dat bani pe ea, mânca mai de cur. Hai, mă, du-te, dreacu de deshidratat. Las că-ți iau eu o sticlă de apă, da, ți-ar Dumnezeu, inundație. Stai într-o sticlă de apă acum, sărăcie, ce ești, că m-ai omorât. N-ai văzut că m-a jurat ăla de mamă? Trebuia să-l articulez. Dar ce ți-a zis, mă? Ți-a zis că e grasă, nu? Taci, mă, că ești prost rău de tot. Dar ăla o cunoaște pe mama, ce dreacu, mă? Nici atâta nu te duce capul. Bă, și după ce s-au certat ăștia doi pe mama lui Grigore, să stabilească dacă e grasă sau nu, am mai stat vreo 5 minute la vorbă că imediat urma să înceapă ora. Mă, dar cum stăteam noi de vorbă acolo, cine credeți că intră în clasă la noi? Cum ne uitam noi spre ușă, vedem că intră mai întâi directorul și, imediat după, victima lui Grigore. Ăla care acum 5 minute era pe stradă și și-a luat mare sticlă în cap, a fost la director mâncați-aș ca să-l dea în gât pe ăsta. Mamă, Grigore, când i-a văzut pe ăștia doi, a rămas mut. Se vedea spaima în ochii lui și dacă te uitai de la un kilometru. Deja ai perise cheful de caterincă, de arunca cu sticle, cu cretă. Eu ziceam în gândul meu, Grigore, cam până aici ți-a fost, tată, ai cam belit-o. Mă, și vine directorul la noi și îl întreabă pe ăla. Ia spune, care arunca cu sticla? La care ăla? Ăsta din mijloc. Bă, și-a început directorul să-l ia pe Grigore. Mă, nesimțitule, nu ți-e rușine? Cum să arunci, mă, cu sticla de la geam să-i dai în cap la omul ăsta? Bă, dar tu nu te-ai gândit că poți să-i spargi capul? Grigore era, domn director, dar n-am vrut să-i dau în cap. Cum, mă, n-ai vrut să-i dai în cap? Dar unde ai vrut să-i dai? Mă, cum să fii așa inconștient, mă, băiete? N-am vrut, domn director. Cum n-ai vrut, mă, cum n-ai vrut? Dar cu cretă de ce ai aruncat în oameni? Că am înțeles că ai mai dat și în alți oameni. Sper că măcar nu mai este și altcineva care să-și fi luat sticle în cap. Nu, nu mai e nimeni. Am aruncat așa în glumă, că doar nu avea nimeni ce să pățească de la o bucățică de cretă. În glumă? Mă, da, astea-s glume? Unde ai învățat tu să faci glume din astea? La tine acasă vă aruncați cu sticle în cap unul altuia? Nu, domn director, îmi pare rău. Bă, frate, din cât de mare și șmecher era Grigore cu 10 minute înainte, acum se făcuse cât un purice în fața la ăștia doi. Îi zburase toată șmecheria din cap. Acum era în continuu. Îmi pare rău, domn director, nu o să mai fac așa ceva. Ăla care-și luase sticla în cap se uita la Grigore cu așa o mândrie și o satisfacție de-l făcea pe ăsta să se simtă mai de căcat. Cred că mintea lui era, tu-s papucii tăi de copchil? Îmi dai cu sticla în cap și crezi că scap basma curată, hă? Las că-ți arăt eu ție. Mă, și fiindcă panorama pe care i-a făcut-o directorul lui Grigore nu era de ajuns, la un moment dat mai zice și ăla, domnule director, nu mi se pare deloc normal să trec pe lângă un liceu și să primesc o sticlă în cap așa de nicăieri. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui tolerat un asemenea comportament și elevul ar trebui exmatriculat. Mamă, Grigore, când a auzit, mai că-i dădeau lacrimile. Făcuse niște ochi mari așa și se uita fix la director să vadă ce zice. Și ăsta face... Da, vă înțeleg și aveți dreptate. Mă, să vii mâine cu unul din părinți la școală ca să le zic și lor ce s-a întâmplat. Și să știi că pentru ce ai făcut vei fi exmatriculat. Mă, și după asta directorul cu ăla pleacă și eu mă uit la Grigore. Ăsta era terminat, ziceai că i-a căzut cerul în cap. Mi-a spus, bă frate, ce căcat fac cu ăștia că mă omoară ai mei dacă află. Pe lângă asta mă mai și exmatriculează. Stai mă liniștit că dacă te omoară ai tăi, le dai țeapă la ăștia că nu o să mai aibă pe cine să exmatriculeze. Bă, eu nu glumesc, eu sunt căcat rău de tot. Mă, ce să zic, dacă ești încăcat, nu te baza pe mine să-ți dau o mână de ajutor, că eu abia ce-am făcut duș dimineață. Hai mă, du-te, dracu, țarde de glume acum. Bă, și trece ziua aia și a doua zi Grigore n-a venit la prima oră. Și în pauza de după îl văd pe ăsta spășit așa că intră în clasă, dar avea o față de ziceai că mai era 2% la viață. Și imediat mă duc la el să-l întreb ce a făcut, dacă l-a exmatriculat. Mă, dar spre norocul lui s-a ales doar cu o ceartă de la părinți și un punct scăzut la purtare, că directorul n-a mai pomenit nimic de exmatriculare. Până la urmă, după toate tâmpeniile pe care le-a făcut, eu zic că n-a fost o pedeapsă prea mare. Fraților, cam atât a fost pe azi și, în concluzie, dacă aveți un coleg din ăsta ca Grigore, ar fi bine să nu stați în raza lui când aruncă cu obiecte, că poate te trezești ca nenea ăla cu o sticlă în cap. Dacă v-a plăcut episodul, vă rog să-mi dați un like și să vă abonați la canal, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!